Bună ziua! Sunt Raluca Abrihan, bine v-am găsit la interviurile Hot News de la distanță. Îl avem invitat azi pe sociologul Dani Sandu. Dani, tu ai studiat și ai făcut cercetare mai mulți ani în Statele Unite. Înainte de a discuta despre revoltele și evenimentele ce se întâmplă acum acolo, povestește-ne puțin despre ce ai cercetat, ce ai studiat acolo și eventual să ne spui cam care este diferența între cum se raportează americanii la autoritate față de cum ne raportăm noi românii sau europenii, deși este un subiect destul de vast ăsta. Da, concentrat. E tainică sarcină. Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Eu am studiat în Statele Unite, am fost la master între 2010 și 2012, am studiat sociologie și științe politice la o universitate din Ohio, apoi am lucrat inclusiv pentru campania electorală a lui Barack Obama în 2012 și am locuit o perioadă în Chicago. Și apoi am fost și anul acesta pentru un fellowship în New York și chiar unele din violențele întâmplate aseară s-au întâmplat chiar la 100 de metri de locul în care locuiam eu când am fost acolo. Cum se raportează americanii la autoritate? Este o întrebare într-adevăr destul de provocatoare. Ce pot să spun este că din foarte multe puncte de vedere raportarea este de la egal la egal. Cel puțin tradițional există foarte multe legi, foarte multe drepturi care sunt date cetățenilor de a se opune și de a trage la răspundere autorității în toate felurile posibile, în special prin litigație, dar și prin acțiune deschisă, inclusiv acțiune deschisă prin posesie de arme, prin al doilea amendament. Acum, felul în care aceste posibilități de a te opune autorității diferă între diverse grupuri sociale și mai ales între diverse grupuri etnice sau de culoare, este una dintre marile probleme ale inegalității sociale din Statele Unite. Și de altfel, este o problemă pe care am văzut-o în timp ca o prefigurare a discuției pe mai departe. Mare parte din limitările federale, prin legislație federală care au fost aduse celui de-al doilea amendament, au fost aduse în perioade în care mișcări paramilitare de oameni de culoare, tip Black Panthers și mișcările Malcolm X, altele de genul acesta, Farrakhan, au fost foarte, foarte active și foarte, foarte vizibile. Practic, americanii și mai ales aleșii reprezentanții în Congres și în Senat au fost de acord să limiteze dreptul oamenilor de a purta arme automate, mai ales în public, doar în momentele în care oameni de culoare se afișau purtând arme automate în public, în orașe precum Detroit, Chicago și altele. Să revenim la revolta din prezent. Cum ai descrie ceea ce se întâmplă acum acolo? Și dacă se poate compara cu alte evenimente de genul ce au avut loc în trecut, în 68, în 91-92 și revenim apoi cu detalii legate de exact ce s-a întâmplat în acele evenimente. Dar, în primul rând, dacă există cumva o paralelă foarte clară între ce se întâmplă acum, între revoltele de acum și alte revolte din trecut, sau dacă ceea ce e acum e mult mai grav, poate influențat în background și de toată această criză provocată de pandemia coronavirus. Da. Mai degrabă decât o linie paralelă, cred că aș trage un fir roșu, o linie care leagă absolut toate evenimentele astea și chiar și mai devreme decât cele din 1968. Au mai fost revolte, în special asiale etnice, în Statele Unite, sunt de la începutul secolului 20. Ele sunt întotdeauna o modalitate pentru
pentru minoritatea de culoare și aliații săi albi de a pune un pic de presiune, presiune în general, de presiune politică, atât pe factorii de decizie politici, mai ales puterea executivă, cât și pe factorii de decizie juridici, mai ales Curtea Supremă, ca multe dintre inegalitățile percepute sau existente între albi și negri să fie egalizate. Și cred într-un fel sau altul că față de 1968 multe dintre aceste inegalități au fost, dacă nu rezolvate, măcar adresate într-un fel. Ele rămân în continuare acolo. Foarte, foarte multe dintre ele rămân chiar blocate în timp și din ce vedem, progresul care a apărut în 40 de ani, mai bine 50 de ani de la Civil Rights Act, deseori acest progres a fost dat înapoi în perioada crizei financiare, în perioada COVID, acestei pandemii, și mai ales în timpul președinției lui Donald Trump. Și practic ce vedem acum este într-o formă sau alta ieșirea pe stradă pentru a continua această negociere, de data asta cu mijloace foarte, foarte greu de ignorat. Nu mă refer neapărat la violență, dar violența este evident unul dintre elemente. Ca să clarificăm, când ne referim la revoltele din 68, ne referim la revoltele după asasinarea lui Martin Luther King. Exact, da. Spune. Și practic acela a fost cumva un moment de referință, putem considera un moment de referință pentru acest gen de revolte. Literatura de sociologie pe mișcările sociale și mai ales pe mișcările sociale din Statele Unite, în special race riots, are o perspectivă un pic mai nuanțată și ce spun ei este că pentru că obiectul protestului a existat acolo dintotdeauna, niciodată nu a avut fluctuații foarte mari sau foarte, foarte abrupte. Ce s-a întâmplat a fost că propensiunea sau, mă rog, disponibilitatea, probabilitatea de revoltă a fost relativ constantă în timp. Ce a făcut diferența au fost incidentele care au dus la declanșarea acestor revolte. Deci, practic, ce s-a întâmplat în 1968 a fost determinat de incidentul asasinării lui Martin Luther King, dar nu putem să spunem că mișcarea respectivă sau revolta respectivă a fost exclusiv urmarea asasinării lui Martin Luther King. Acesta a fost doar incidentul care a dus la declanșarea, care a dus la coordonarea tuturor participanților la revoltă și la prezența lor în piață. La fel cum mișcările din 1992, Rodney King în Los Angeles, au fost cauzate de factorii aceștia de discriminare structurală ce s-au acumulat în timp, dar incidentul care a făcut revolta să se manifeste exact atunci, exact acolo, a fost faptul că un act de violență foarte, foarte fățișă a poliției din Los Angeles, care a oprit și a bătut un individ de culoare pe numele său Rodney King, a fost înregistrat video și apoi această înregistrare a fost transmisă în media și a strâns foarte mulți oameni care s-au revoltat. De altfel, aici s-ar putea să existe o paralelă interesantă cu ce trăim în ultimii 20-30 de ani, tocmai pentru că în momentul în care incidentele sunt capturate video sau audio, ele nu mai pot să fie atât de ușor contextualizate, ele nu mai pot să fie atât de ușor explicate și cumva respinse ca fiind controversate sau se poate da vina într-un fel sau altul pe victime ca fiind provocatori. Și ce vedem în ultimii 5 ani de la începutul mișcării Black Lives Matter este că avem în fiecare an, de fapt, zeci de incidente în care oameni de culoare, deseori tineri,
deseori neînarmați, de cele mai multe ori total nevinovați, fără absolut niciun fel de, fără absolut niciun fel de vină legală sau de altă natură, și au fost abuzați și deseori omorâți prin acțiunea poliției sau prin acțiune nesancționată de către poliție. Cum crezi că s-ar putea rezolva această situație de acum? Da. Întâi trebuie să spun că se datorează și problemelor economice, dar în același timp cred că se datorează și faptului că pandemia, lockdown-ul, toate lucrurile de acest gen au dus la o diluare într-un fel sau altul a încrederii în autorități, încredere că aceste autorități pot să rezolve ceva, pot să rezolve această problemă majoră pe care o avem, ceea ce a subliniat din nou incapacitatea lor de a rezolva problema structurală cu care se confruntă în dese momente. Cum se poate rezolva este e o întrebare care are cel puțin două straturi și cred că primul strat este cum se pot rezolva aceste mișcări în acest moment, care este întrebarea cea mai urgentă, și cred că încet încet există șanse ca aceste mișcări să devină mai pașnice, cel puțin. Există o conștientizare în rândul poliției că foarte multe dintre provocări nu vin de la demonstranții pașnici. Deci avem foarte puține acte de violență ce se văd din sute de mișcări ce se întâmplă în sute de orașe în Statele Unite și în lume, doar câteva dintre ele în unele momente devin violente. Avem decizii ce au fost luate în foarte multe dintre orașele acestea, mai ales în orașele mari, ce par a duce la despărțirea grupurilor mai violente de grupurile mai pașnice. Și speranța mea în momentul ăsta este să avem o intervenție cât mai calmă, tocmai din partea poliției și nu din partea armatei, nu din partea National Guard. Pentru că, din păcate, chiar dacă poliția este responsabilă și este de vină de foarte multe, foarte multe incidente rasiale, ei sunt în majoritate supuși la fel și fel de traininguri de înțelegere, de calmare a problemelor de acest tip și sunt mult mai bine echipați să administreze proteste violente așa decât ar fi armata. În toate locurile din istoria mișcărilor de protest de natura asta ce au avut loc în ultimii 40 de ani în Statele Unite, intervenția armatei a dus la morți, a dus la escaladarea violenței și mai mult a dus la cumva crearea unor efecte pe termen lung, inclusiv efecte politice. Pentru a rezolva problema mare, problema structurală, este nevoie într-un fel sau altul de schimbarea naturii leadership-ului american. Și nu este de mirare că protestele astea devin atât de virulente și atât de polarizatoare în Statele Unite, chiar acum, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale. Din foarte multe puncte de vedere, Donald Trump este considerat, dacă nu responsabilul principal, atunci cel puțin unul dintre cei mai responsabili actori pentru ce se întâmplă acum, și felul în care acesta a ales să administreze răspunsul la aceste proteste a fost tocmai de a le inflama și mai mult. Și poate cu un scop. Există cercetări ale unor sociologi, oameni de știință din științele sociale de la universități mari din Statele Unite, care spun că protestele de acest tip, atâta timp cât rămân pașnice și de masă,
tind să avantajeze Partidul Democrat sau Partidul de Stânga, Partidul Reprezentant al Victimelor, dar în momentul în care devin violente, în momentul în care escaladează, ele devin mai degrabă favorabile Partidului de Dreapta, Partidului Republican, din care face parte Donald Trump. Exact. Și atunci, în concluzie, cum crezi că vor influența toate aceste revolte alegerile? Depinde de foarte multe, de foarte multe decizii. Din fericire, trebuie să spun, sistemul politic american este și foarte clar împărțit pe niște planuri de subsidiaritate. Armata, National Guard, Garda Națională, nu poate să intervină în state sau în orașe unde ea nu este cerută, unde nu este invitată de către primari sau de către guvernatori. Guvernatorii nu au un interes direct în a-l face reales pe Donald Trump, sau cel puțin nu unul la fel de mare, precum cel de a păstra pacea și de a limita cât mai mult violența din statele respective, așa că mă aștept ca în multe locuri Garda Națională să fie, chiar dacă este invitată, să fie ținută în frâu foarte, foarte precis de către acești lideri locali. Altfel, este o decizie ce, sau urmările politice ale acestor proteste sunt încă destul de puțin clare. Joe Biden, contracandidatul lui Donald Trump, până acum a fost foarte precaut în felul în care s-a raportat la proteste, a fost prezent la protestele Black Lives Matter din Delaware, însă nu s-a făcut prezent în alte orașe unde protestele au escaladat. Nu a transmis un mesaj foarte precis către liderii acestor mișcări. Și în general, el a fost în întreaga lui carieră a fost văzut ca un individ foarte, foarte antiviolență, foarte pacifist. Astfel încât probabil că nu va exista o polarizare politică imediată legată de cine susține ce parte a mișcărilor în următoarele zile. Și revenind la strict ce se întâmplă în stradă astăzi în Statele Unite, cum se explică toate aceste jafuri, toată această revoltă împotriva business-urilor americane? Este o întrebare ce trebuie să spun că m-a pus și pe mine în încurcătură și m-a pus în încurcătură pe foarte mulți dintre jurnaliștii și analiștii situației de peste ocean. Explicația cea mai la îndemână, explicația clasică, este tocmai faptul că mișcările de revoltă de masă, de acest tip, sunt văzute ca un prilej de către o minoritate foarte predispusă la criminalitate, ce le folosește în momentul în care apare. Orice fel de mișcare de acest gen este folosită de către oamenii predispuși la criminalitate pentru a-și face treaba cumva mai bine și cu impunitate. Tocmai pentru că comiți niște crime sau jefuiesc fără ca poliția să poată interveni foarte, foarte direct, foarte ușor. Ce se întâmplă de această dată este un pic mai complicat, pentru că cele mai, pe lângă actele normale de looting, de jefuire, au apărut și foarte multe acte foarte, foarte controversate de violență directă împotriva poliției și împotriva autorităților. Au apărut chiar în New York, au fost mai multe cazuri de incendiere a mașinilor de poliție cu cocktailuri Molotov. Și astăzi New York Times a dezvăluit că cel puțin unul dintre aceste incidente a fost comis de către doi tineri avocați, angajați ai unor firme de avocatură foarte mari din Manhattan. Deci oameni care sub nicio formă nu erau, sau poate probabil nu erau în aceeași măsură din aceste grupuri cu criminalitate ridicată. Furia acumulată în perioada pandemiei,
președinția lui Donald Trump și toate declarațiile acestuia, plus îndelungata tradiție de discriminare la care este supusă minoritatea de culoare din Statele Unite, creează un tip de furie ce nu este foarte, foarte ușor de înțeles rațional. Sunt foarte mulți oameni care în aceste momente ar putea fi extrem de vulnerabili la gesturi foarte violente, care nu sunt neapărat reprezentative, dar care în mod cert vor avea urmări dramatice. Și tocmai asta este motivul pentru care sper din tot sufletul ca intervenția autorităților să nu escaladeze. Pentru că există într-atât de multă furie acumulată, mai ales în aceste orașe foarte mari despre care vorbim, orașele cu cât sunt mai mari în Statele Unite, tind să aibă o populație de minoritate etnică cu atât mai mare. În New York, în afara Manhattanului, populația de culoare este, cred că este pe undeva pe la 20% African American și aproape 20% hispanică. Hispanicii participă la rândul lor în foarte mare măsură la aceste proteste. În Los Angeles populația de culoare este și mai mare, în Chicago este și mai mare. De aceea orașele mari sunt tocmai cele care sunt cele mai predispuse la genul ăsta de violență. Și orașele cele mai mari sunt și orașele în care populația de culoare a resimțit criza adusă de pandemie, de virus, din punct de vedere economic, cel mai dur. Sunt oameni care au rămas fără slujbe foarte devreme și mai mult, limitându-li se capacitatea de a se deplasa, fiind obligat să rămână cât mai mult posibil în case, probabil că au fost foarte, foarte dereglați de asta. Vorbim despre oameni care locuiesc în extrem de mare măsură în case extrem de mici, extrem de insalubre, cel puțin parte din veniturile lor, mai ales în New York și în Chicago, nu vin din activități formale, activități de muncă formală, vin din activități de muncă informale, ce evident nici acestea nu au mai putut să fie conduse pe durata lockdown-ului, pe durata pandemiei. Deci s-ar putea să vorbim și de un pull factor adus tocmai de problemele economice. Plus, evident, obișnuita retorică ce a luat destul de multă amploare, inclusiv în campania internă din Partidul Democrat, despre inegalitate socială și despre mari capitaliști și câștigurile lor. Exact. Crezi că această revoltă și-a atins vârful? Sincer, părerea mea personală din ce am citit și din ce am auzit de la prietenii mei din orașele mari din Statele Unite, aș crede că dacă nu a ajuns la vârf, va ajunge la vârf în următoarele zile. Însă totul depinde în mare măsură de felul în care autoritățile și mai ales autoritățile federale vor trata această problemă. Tweeturile și declarațiile lui Donald Trump din ultimele 2-3 zile au crescut foarte, foarte mult în intensitate și par a invoca din ce în ce mai mult nevoia de retaliere prin violență. Și dacă într-un astfel de context autoritățile, vorbim despre poliție, poliția este în mod tradițional un electorat mai degrabă conservator, mai degrabă republican, armata din nou, vorbim despre un electorat mai degrabă conservator, mai degrabă republican, dacă acești oameni se vor simți cumva protejați de sau încurajați de deciziile și declarațiile președintelui să escaladeze conflictul și să trateze protestatarii cu mai multă violență, atunci mă tem că nu suntem nici măcar aproape de vârf și s-ar putea să vedem chiar mult, mult mai multă violență mai devreme decât mai târziu.